La atelier de sănătate avem astăzi un invitat cu totul și cu totul special alături de noi se află Luminița Vâlcea, astrolog. Bună ziua, Luminița! Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație și mai ales pentru o invitație așa onorantă pe tot ce înseamnă zona aceasta de astrologie medicală pe care eu o iubesc foarte mult și pentru că vine pe o nevoie noastră să învățăm să fim sănătoși cu ce avem în interior. Spune anul 2023, la modul general, pentru toate zodiile, cum se arată din punctul de vedere al sănătății? Este un an foarte interesant și foarte provocator și uh, nu înseamnă că provocările nu ne fac să fim mai bine, ba din contră, un om informat este un om liber. Și anul 2023 va veni cu o energie cu totul specială de la jumătatea lunii martie. Până la jumătatea lunii martie încă suntem destul de provocați pe tot ce înseamnă tractul acesta respirator și, cum ați văzut și pe sfârșitul de 2022, uh, sunt foarte multe provocări pe zona asta de, de respirație, pe tot felul de viroze, pe tot felul de răcel, pe tot felul. Plus că este încă o perioadă foarte predi... cu, uh, destul de călăgioasă, destul de activă și predispune la foarte multe accidente mai ales că energia este cumva energia omului care vrea să facă repede lucrurile și asta totdeauna repede strică. Din martie urmează un aspect o, foarte interesant care va dura nu numai pe durata anului 2023, se va prelungi și până la sfârșitul 2024. Practic, marele profesor se alătură de deci, a, faptul că Saturn și Neptun vor fi în același semn al peștilor. Peștele întotdeauna este un semn foarte spiritual și vrea totul să fie foarte natural. Saturnul vine și face pune, aduce blocări, aduce obstacole și practic tot ce înseamnă metabolizarea substanțelor de care nu sunt naturale pentru corpul nostru, de, de sinteză. Da, 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 tot ce tot ce înseamnă, pornind de la banalele medicamente până la tot ce înseamnă alcool și așa mai departe, substanțe din ce în ce mai dificil de digerat de către corpul nostru, vor fi infinit mai greu de digerat. Și atunci ne vom, ne vom trezi că va trebui să găsim atât cauze spirituale pentru boli, cât și modalități cât mai aproape de natură pentru a trata afecțiunile care vor fi uh, prezente pe durata acestor doi ani. Și atunci ne putem trezi că, cel puțin în perioada de început, respectiv din martie până în iunie, uh, mai toată lumea, indiferent de zodie, există posibilitatea să dezvolte niște intoleranțe serioase la niște uh, medicamente banale, ca ceva care e obișnuit pentru cap, pentru calmarea capului, dintr-o dată să constați că ai niște reacții foarte dificile, foarte greu de dus, până la, până la te aduce cumva la spital, ca să zic așa. Adică cumva te poate duce într-o zonă... Deci trebuie să fim atenți și asta ar fi un îndemn pentru toată lumea, pentru că avem această tentație a automedicației. Iată încă un motiv în plus pentru care nu trebuie să ne administrăm de unii singuri medicamente fără supravegherea și îndrumarea unui specialist. Să luăm acum luminița zodiile care sunt favorizate, să spunem, din punctul de vedere al sănătății în 2023. Care sunt acele zodii uh, care se bucură de o bună sănătate? Eu aș merge, dacă îmi permit, să mergem întâi pe zodiile care sunt defavorizate. Așa ca să fie primii care... Fi. Da. Oricum, ca o adăugire la ce am spus mai devreme, vor reuși, indiferent de zodie, să depășească această perioadă care nu va fi una ușoară din punctul de vedere al toleranțelor, inclusiv pe zonele alimentare. Deci, dacă mâncăm alimente foarte procesate, s-ar putea să nu fie deloc ușor digerabile de organism. Și din martie începând, un an, aproape 2 ani de zile, va trebui să învățăm, să, să învățăm ce înseamnă echilibru. Să știm că uh, uh, peștele, uh, peștele guvernează secreția de melatonină. Deci vom descoperi importanța somnului și somnul odihnitor plimbatul în natură, exerciții minime. Deci, cumva, va, vom fi îndrumați și împinși de la spate ca să facem sănătate, acest de de sănătate. Da, Pentru că sănătatea, până la urmă, eu zic că este o responsabilitate personală. Și revenind la zodiile cele mai uh, puțin favorizate în 2023, sunt, în primul și în primul rând, uh, semnele mobile. Deci, uh, gemeni, uh, săgetător, fecioară, pești și, mai ales, cei născuți în primul decan, deci, cumva, cei născuți în uh, partea de mai, gemenii, cei născuți în august, inclusiv 1 septembrie, săgetătorii de noiembrie până la 1 decembrie și peștii de februarie, pentru că acest Saturn vine să le testeze foarte mult cât de mult au avut grijă de sănătatea lor în ultimii șapte ani. Da? Și atunci, practic, în momentul acesta, vin, va trebui să... Aceștia sunt cei care vor fi împinși de la spate, într-un mod nu tocmai blând, cum face un profesor exigent, să-și ajusteze viața, să-și ajusteze regimul acesta de viață, pentru că, după ani de studiu, și mă consider încă la început, consider că, așa cum am zis, suntem responsabili de sănătatea noastră și sănătatea, ca și un drum lung, este constituită din mici obiceiuri. Și cumva aceste mici obiceiuri vor trebui rep gândite, reanalizate, încercate diverse variante care ne aduc până la urmă această stare de bine după care cu toții tânjim până la urmă. Da? Asta e foarte bine pentru că înseamnă că vor fi mai sănătoși dacă vor urma demnul tău de acum. Sper să fie așa și ce vreau să zic este că pentru toată lumea încercați pe cât posibil, lăsând la o parte că orice, orice boală are o cauză spirituală, pești, în sine. Despre Asta vorbesc, căutați să vă gândiți să administrați pentru ceva care vă, nu vă creează stare de confort, care să poată să fie echivalent cu natură. Adică mai repede un homeopat, mai repede un plimbare, mai repede o, o întrebare. mai deci explora mai mult multe alternative. Adică natura ne oferă remedii foarte, foarte, foarte la îndemână. Nu știu dacă știai, spre exemplu, că sunt foarte multe plante și eu aici sunt la nivelul ăsta de studiu că sunt fascinată. Plantele sunt guvernate de o anumită planetă chiar și plantele, da. nu doar noi. Deci plantele sunt guvernate de o anumită planetă și imaginează-ți atunci că făcând un amestec de plante, tu practic poți să obții un remediu natural și foarte ușor de digerat pentru uh, corp, cu niște efecte imediate, uh, ext extrem de benefice și vizibile. Uh. Care sunt cei fericiți în 2023, care nu au atâtea probleme, pentru că înțeleg că noi toți va trebui să ne reevaluăm sănătatea, dar care sunt cei care trec mai ușor peste acestea? În, în primul și în primul rând, uh, un, și să o iau pe rând, așa, conform zodiacului, berbecii, uh, din martie începând, uh, vor avea nevoie să aibă grijă de sănătatea mentală. Ei intră într-o zonă de plăți karmice, dar pentru că marele benefic Jupiter se va afla până în uh, mai în semnul lor, vor avea oportunități, oamenii, informații la îndemână pentru a accesa tot ce înseamnă depășirea unor anumite provocări. Este foarte posibil ca berbecii care au, spre exemplu, boli lungi și cronice să constate o acutizare a lor, tocmai pentru că trebuie să schimbe abordarea tratamentului, abordarea eventual mentalității care a dus la nașterea acelei boli. Deci, berbecii au prima parte a anului cu foarte multe șanse, dar pe, tot durata, pe toată durata anului 2023, așa cum am zis, sunt într-un soi de plăți karmice și este foarte importantă sănătatea mentală. Tauri. Pentru tauri, faptul că marele benefic se mută din iunie din, în semnul lor și rămâne acolo până la sfârșitul. Până la sfârșitul anului, le aduce o mare provocare în a rămâne la kilogramele pe care le au acum. Pentru că Jupiterul este recunoscut ca fiind cel care expandează. Este exuberant și aduce nevoia de mai mult faptul că, spre exemplu, te implici în mai multe activități și câștigi mai mulți bani, asta e un lucru bun. Dar dacă vei constata pe, cântar că poftele s-au mărit și că aduni mai multe kilograme, asta cu siguranță nu duce la o stare de bine. Deci, pentru taurii pot să spun că sunt destul de, de favorizați de această a doua jumătate a anului, însă au de, cei va afecta pe ei, ei care sunt dornici de stabilitate, ideea de a vedea în continuare viața într-o culoare roz. Pentru că va exista acolo o, o nevoie de a uh, regândi viața socială, obiectivele pe termen lung, și asta nu le creează confort. Pentru că taurul nu e, nu e, nu e, nu e dornic de schimbare. Gemenii am zis despre ei că au nevoie să își gândească. Așa, racul este un semn care de asemenea uh, poate să aibă un soi de expansiune uh, pe viață prin uh, carieră, dar asta aduce și nevoia de a-și regândi nivelul de energie ca să facă față la responsabilități. Uh, m -m, pentru raci, pesimismul este cei care, deci cumva o, tot așa o atitudine mentală care s-ar putea să nu-i ajute, însă ei sunt fericiții care ar putea să-și îmbunătățească foarte mult sănătatea în 2023. Leul. Leul va avea parte de o transformare uh, destul de profundă pe tot ce înseamnă viața așa cum, o, uh, deci vor, vor fi tot felul de crize. Uh, uh, lei vor avea uh, momente de moarte și renaștere. Deci, pasăre fenic, și atunci nu va fi neapărat foarte ușor, și atunci vine tot nevoia de a echilibra interiorul și de a ieși din zona asta de obsesii și intensitate care îi va guverna pe, toată, pe tot parcursul anului. Fecioara. Fecioara este un semn care are nevoie să-și echilibreze mentalul, pentru că are tendința. Fecioarele sunt singure, e semnul care e predispus cel mai mult la ipohondrie și atunci cumva din cauza faptului că va avea tendința de a se îngrijora pentru ceilalți și pot însuși cumva propriile suferințele celorlalți ca fiind ale lor. Altfel, și ei stau destul de bine și mai ales în a doua jumătate a anului, când și Jupiterul îi ajută, așa că teoretic fecioarele n-ar putea să-și creeze probleme de sănătate decât cu căpuțul. Da? Balanțele. Pentru balanțe este o perioadă în care ele sunt oarecum cele mai testate. Pe tot parcursul anului și mai ales din martie începând, pe tot ce înseamnă nivelul de sănătate. Pentru că, la balanță, indiferent de balanță, unde au existat fisuri, vor apărea cratere. Deci, unde există o boală care poate este doar un pic așa, s-ar putea ca ea să cunoască o destul de mare uh, expansiune pe parcursul anului 2023, dar ne întoarcem la regimul de viață. Scorpionul. Uh, pentru scorpioni nu pare să fie un an care să-i provoace, ba din contră, aș zice că și ei sunt fericiții care vor putea trece peste anul 2023, nu numai cu stare de bine, ci cu o stare de sănătate îmbunătățită. Săgetătorii am menționat că acolo e nevoie de atenție Capricornul de asemenea este un semn de pământ Și cum aliniamentul ăsta de apă îi ajută foarte mult și pe ei Ei sunt cumva într-un an în care chiar se odihnesc Pentru că au avut destul de multe de trecut în anii trecuți Și atunci cumva e bine să țină cont că oboseala este ceea ce îi va obliga Să aibă acel somn odihnitor de care vorbeam Vărsătorii vor trebui să aibă grijă la digestie deci pentru vărsători, tot anul 2023 și mai ales în a doua, așa cum am zis din martie, din 15 martie, de când se schimbă cumva decorul în aceste uh, tranzite planetare care ne influențează foarte tare, vor avea nevoie să fie atenți la digestie. Digestia însemnând și emoțiile cu care te așezi la masă, și modul cum, pur și simplu, așa cum vorbeam mai devreme, s-ar putea să nu fie neapărat foarte multă toleranță la anumite alimente. Și despre pește am vorbit deja. Îți mulțumesc foarte mult, Luminița. Am avea multe, multe lucruri de discutat.